Din momentul în care a devenit administratorul public al județului Vâlcea, Adrian Mihăil a reprezentat de multe ori Consiliul Județean Vâlcea și pe președintele Constantin Rădulescu. În același timp, n-a avut niciun fel de apariție la vreun post de televiziune. Joi seară s-a decis și a participat la televiziunea VTV la o discuție sinceră despre activitatea sa, despre munca în echipă și despre colaborarea cu președintele său. După 32 de ani de privat, am primit ca și o provocare participarea mea la acest concurs și intrarea în sistemul, în administrația județeană, administrația publică județeană. E adevărat că am intrat cu niște temeri pe baza acestor, nu știu să le zic, niște preconcepții. Am intrat cu și eu cu o preconcepție, crezând că totul este imuabil, mă voi lovi de niște ziduri, nu voi putea să fac nimic, însă am pornit de la ideea că dacă am intrat, am acumulat în atâția ani, în privat, o experiență pe care aș putea să o folosesc în sistemul de stat. O scoateți cumva la capăt. Da. Pot să vă spun după aproape 2 ani că la început a fost greu. Eu nu mă feresc de cuvinte și o să spun exact ce am crezut. După câteva luni am crezut că a fi lucrat în privat e un handicap. Vreau să vă spun acum că de fapt este un mare avantaj. Dacă am reușit, ca împreună cu oamenii pe care i-am găsit acolo, să ne facem unii pe alții, să înțelegem că urmărim niște obiective. Președintele Constantin Rădulescu, care este numărul 1 în județ, are o sintagmă, folosește o sintagmă. Acțiuni în logica binelui. Eu am mai spus o dată asta și chiar cred. Spune acest lucru pentru că răul face orice nevolnic. Orice om poate să facă rău fără mare efort. Binele însă este pentru sufletele tari, pentru oamenii determinați, pentru oamenii care își doresc să lase niște urme în spatele activității lor. Pentru că numele nimănui nu va fi trecut pe niciunul din obiectivele pe care noi le realizăm împreună. Mi-a fost greu ca să răspund, însă acum mă simt bine în mediul acela. Sunt provocări, poate zi de zi, nu sunt cuvinte aruncate, însă ne cunoaștem și încercăm să ne armonizăm. Vorbesc de mine și de colegii cu care lucrez. Pregătirea dumneavoastră profesională n-ar fi zis că merge foarte bine cu funcția asta de administrator public? Da. Da, sunt inginer silvic. Dar cred că e și ăsta un avantaj. Am lucrat și în pădure, să zic așa, direct cu oameni de un alt nivel, pentru că asta e, a trebuit să mă adaptez modului lor, așa cum acum trebuie să mă adaptez modului de a gândi și de a acționa al unor oameni cu un alt nivel de pregătire, nivel intelectual, cu alte dorințe, cu alte aspirații. După ce nu va mai fi administrator public, Adrian Mihăilă s-ar putea întoarce în sistemul privat, dar cu mai multă experiență managerială.